Următoarea prezentare va fi din partea lui Mircea, care ne va povesti despre cea mai nouă inițiativă în ceea ce privește sprijinirea startup-urilor clujene, cred că, sau din România. Sau din toată lumea. Dar te rog și pe când. Salut! Eu sunt Mircea și în continuare vă voi vorbi despre Sit Fortech. Și ca să încep cu un context, să dăm cezarul liceal cezarului. IT-ul din Cluj stă pe umerii industriei de outsourcing, dar în același timp, în ultimii 2-3 ani, vedem, simțim destul de puternic trendul de dezvoltare de produse. Nu neapărat în regim de outsourcing, dar în regim propriu. Adică noi să dezvoltăm produsele noastre, ca și industrie în general, și apoi să le marketăm, să le promovăm și să obținem cele din urmă profit. Și un vis frumos, care normal o să ia mulți ani până să ajungem acolo. Dar în acest context și bazat pe o colaborare anterioară care aveam cu Fortech și părinții văduva, am avut mai multe discuții și fiind cumva pe aceeași viziune, acum 6-7 luni, am decis să construim împreună Seed Fortech, care este un fond de product development cu seed investment și go-to-market support. Ce înseamnă asta? Că căutăm fondatori sau oameni cu experiență într-un anume domeniu, expertiză într-un domeniu clar, nișat, și au cei fondatori care au o idee de business în zona respectivă, dar pur și simplu nu au resursele cu care să implementeze ideea respectivă. Mai ales în zona de produs. De ce? Pentru că e foarte greu să aduni o echipă de development care să fie profesionistă și să ducă la capăt un produs. Ok. Și tocmai de asta am construit Sit Fortech, cumva, targetat pe nevoile care le-am văzut noi în Cluj și pe ce aveam în spate ca și experiență. Procesul a început acum 7 luni și după o lună de discuții ne-am aliniat ca și viziune. Și de fapt, chiar dacă am început promovarea externă acum o lună, începusem deja să rulăm cu echipe și să dezvoltăm idei încă din ianuarie, ca să facem un rulaj de proiecte, ca să vedem exact cum putem concretiza tot sistemul cât mai bine. Și am găsit formula ideală care mi s-a părut că se potrivește cel mai bine în 3 faze. Și o să vedeți, mai ales cei care știți de Lean Startup, că se aliniază destul de mult cu procesele Lean Startup. Prima fază, Customer Discovery and Validation. Practic, scopul acestei faze nu este de a dezvolta un produs, suntem încă departe de a dezvolta un produs. Ce ne dorim în această fază este să ajungem la Problem Solution Fit. Înseamnă că ne gândim la problema posibililor clienți, a utilizatorilor și încercăm să vorbim cu ei și să validăm problema respectivă și abia apoi să ne gândim la o soluție bazat pe experiența lor și văzând ce spun ei, ce și-ar dori ei să afle. Și abia apoi, după această fază care durează aproximativ 2 luni, intrăm într-o fază de dezvoltare de produs. Bineînțeles, până în acel moment se face un business plan, se face un plan de dezvoltare, un MVP și se trag concluziile bazat pe experimentele făcute cu posibili utilizatori și clienți. Și intrăm în faza a doua de product development și lansarea produsului, care poate să dureze de la 6 luni până la un an. În această fază iterăm de câteva ori produsul, lansăm pe piață, vedem care e feedback-ul utilizatorilor, încercăm să adunăm primii clienți plătitori, în așa fel încât să atingem la sfârșitul fazei product market fit. Asta înseamnă că produsul care l-am construit și-a găsit locul pe piață și utilizatorii sunt mulțumiți de el și, în același timp, sunt dispuși chiar să plătească într-o fază incipientă. Și, bineînțeles, a treia fază, faza de scalare și de creștere. În momentul când product market fit s-a realizat, poți să începi să pompezi banii în promovare, în marketing, în așa fel să crești și să aduci mai mulți utilizatori și, normal, spre profit. O fază care poate dura câțiva ani, de-a dreptul. Deci, nu-i ceva ce ne asumăm pe termen scurt. Și în acest context, Sit Fortech
caută, noi ca și fond de product development suntem axați pe idei B2B în mare parte, deși nu excludem partea de B2C și suntem deschiși discuțiilor. Prin toată expertiza care o avem și prin tot network-ul nostru, credem că ne putem adresa mai degrabă ideilor care sunt în zona de B2B. Și pe de altă parte, oamenii cu experiență, care au idee și nu sunt în măsură să pună resursele în așa fel încât să transforme acest startup sau ideea pe care o au într-un startup și apoi într-un business, noi putem să completăm cu produs, în primul rând, și apoi cu partea de finanțare, dacă e nevoie de parcurs. Și scopul nostru este să și facem startup-ul investibil în runde ulterioare. În sensul că vom crea o rețea, și lucrăm la asta, de investitori care apoi să fie în măsură să investească în startup în momentul când este vorba de scalare și de creștere. Cam aceasta este prezentare scurtă despre Seed Fortech. Dacă aveți întrebări? Practic, ne dăm seama de asta pe lângă experiențele noastre de cumulate despre piață. Prima fază de problem solution fit, asta urmărește. Să valideze ideea, să valideze soluția. Dacă nu te miști, atunci nu ai inițiativa de a veni și de a căuta un partener, atunci poate mai bine să nu. Ce e important pentru noi, e ca tu, ca antreprenor și fondator, să fii pasionat de ideea respectivă și în același timp să fii focusat pe ea. Și să-ți asumi responsabilitatea de a conduce startup-ul respectiv. Noi nu o să intrăm într-un parteneriat în care cineva nu își asumă conducerea startup-ului respectiv și dezvoltarea părții de business. Pentru că știm și am observat din propria mea experiență în ultimii 4 ani pe o 3 startup-uri, unde nu există pasiune și dorință și expertiză, atunci un produs nu o să facă minuni. Și de-aia mult mai importantă este zona de dezvoltare de business, mult mai importantă e persoana cu care ajungem noi să lucrăm și să facem parteneriat. Ca și atitudine, experiență, skill-uri și comunicare. E dezvoltat doar pentru oameni care se dedică 100% sau și pentru oameni care lucrează? Treptat. E foarte ok la început, mai ales în prima fază de research și business validation. Lucrăm part-time. Deci vorba de câteva ore pe săptămână. Noi suntem dispuși să punem 3.000 de euro în această perioadă de 2 luni, așa fel încât să acoperim costurile de validare și în același timp nu e vorba încă de o investiție și nu ne asumăm niciun fel de drept asupra IP-ului, asupra cercetărilor care se fac în acel moment. Deci, dacă vii și trecem prin această fază, dar la sfârșit, cumva nu ajungem să ne înțelegem, să continuăm mai departe, fiecare merge mai departe liniștit, fără nicio problemă. Deci ne asumăm în acest risc, pentru că la început vrem să triem, să ne dăm seama, să dezvoltăm o relație, să vedem dacă ne potrivim ca și stil de lucru și comunicare cu fondatorul respectiv și apoi să intrăm într-un deal, într-un parteneriat pe câțiva ani. Ce vă iese vouă și care e business case? Ce ne iese nouă? Păi ne iese experiența în domeniul ăsta, pe de parte. Da? Pe de altă parte, e vorba de o viziune pe termen lung. Părerea mea personală e că industria asta de outsourcing nu o să crească extrem de mult și atunci portița care o să ajute mai departe la dezvoltarea industriei, diversificarea cumva spre zona de produs. Ce vreau să întreb, vine un antreprenor cu o idee, voi vă pune skill-urile tehnice, cât luați din compania respectivă în schimbul serviciilor voastre? Depinde de ce pui tu pe masă. Asta înseamnă că dacă resursele care le pui tu poți să facă un matching, atunci noi suntem în rolul de CTO, co-founder tehnic cu un procent minoritar. Dacă peste asta vrei și un seed investment mult mai mare decât câteva mii de euro, atunci e posibil să ajungem la un majoritar. Și în același timp suntem deschiși și pur și simplu unei investiții de tip seed
nu în rolul de product development, atunci când există deja echipa formată, execută, are un produs cât de cât bun și lansat pe piață și are nevoie de fonduri. Crezi că 2 luni sunt suficiente pentru dezvoltarea produsului? Două luni nu sunt pentru dezvoltarea produsului, pentru validarea, prevalidarea de piață. Da, se depune efort de ambele părți, muncă zilnică, deci ne întâlnim în fiecare zi și lucrăm pe partea de validare, procesul de customer discovery and validation, business planning, experimente de user acquisition channels, pur și simplu ca să ne dăm, seama cum putem plasa produsul cât mai bine, viitorul produs. Deci nu se intră în faza de product development de la început. Pentru că o lecție care am învățat-o personal în startup-uri, că nu e bine să dezvolți un produs înainte să gândești un business case cât se poate de solid și să-l validezi. Se semnează contracte? În prima fază, deci de exemplu dacă e înainte de prima fază la început, semnăm un expectations document, un agreement de 2 pagini în care noi ne angajăm să susținem proiectul cu resursele astea, antreprenorul se angajează să susțină proiectul sau să depună efort cu resursele astea. Și apoi, în a doua fază, se discută despre un contract și începerea unei firme. Expertiza în domeniu e foarte importantă. Să avem un match, o chimie de lucru împreună, ca asta o să ne dăm seama peste lucrând împreună câteva săptămâni. În același timp, dorința, drive-ul tău de a conduce startup-ul și de a dezvolta partea de business dacă noi reușim să furnizăm produsul. Doar te explici că expertiza în domeniu nu este în expertiza în domeniu tehnic. Da. Mersi. Mai era o mână sus pe aici. Câte resurse puneți la dispoziție? Care este echipa voastră? Până în 50.000 de euro, mix. Resurse de development și bani și consultanță. Mircea, vorbim aici de hardware sau de software? În mare parte de software, de mobile și web, dar am ajuns deja, în ultima lună am început discuții cu, am fost contactat de aproximativ 20 de echipe și am început discuțiile și am observat că 3 din echipele care sunt pe hardware sunt foarte motivați, pasionați, știu ce vor să facă și deja discutăm de a intra într-un deal cu o echipă hardware. Și putem să-i sprijinim. Adică dacă avem resursele și dacă putem completa exact pe ce au nevoie, atunci suntem dispuși să intrăm și pe hardware. Mulțumesc frumos!